De la reducerea CSE-ului, care e o măsură așteptată de foarte multă lume și despre care s-a tot discutat în ultima perioadă, trecem la șomaj. Am tot discutat despre șomajul din țara noastră și am pus accent odată pe faptul că tinerii sunt expuși foarte tare șomajului, dar și persoanele de peste 40 de ani. Și să știți că în continuare statisticile relevă cam același lucru. Cele mai vulnerabile categorii rămân acestea două: tinerii până în 25 și persoanele peste 40. În momentul de față, la nivel național, după cum probabil bine știți, șomajul este undeva puțin peste 5%, o foarte ușoară scădere, dar nu foarte încurajatoare. Județele campioane, între ghilimele, în sensul rău, la capitolul șomaj, sunt în continuare Vaslui și Mehedinți. Jumătate dintre cei peste 500.000 de șomeri înregistrați în martie sunt din categoriile de vârstă între 30 și 49 de ani. Dacă ar fi să mă gândesc bine, între 30 și 49 de ani, totuși ai foarte multă forță de muncă. Ești practic apt să fii pe piața muncii. Din păcate, iată, găsești destul de greu un loc de muncă în România anului 2014. Ce este și mai grav, potrivit informării pe care o avem de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, 72.000 de persoane sunt în situația de a nu mai munci de mai bine de 2 ani. Eu cred că nu există persoană sănătoasă la cap care să nu vrea să muncească. Mai degrabă, cred că sunt oameni pregătiți în anumite domenii și care foarte greu își găsesc un loc de muncă.